face. E bine, bine, da. Am să fiu și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă. Și pentru cei care nu mă cunosc, sunt Ionuș Ciocel, creatul de pentru Ciocel. Ușor, doar eu și chitara pe spate. Iau. Originalete, da, dragul Andrei, îmi place foarte tare propunerea ta. Așa sună manelele hard rock? Da, cam asta este viziunea mea. Sau hard rock pe manele? Da, hard rock pe manele. Foarte interesant mi se pare. Andra, ție cum s-a părut? Îți dai seama ce a făcut el acum? A câștigat și fanii manelelor și fanii rockului. Măi, da, asta nu-i Mr. Originality. De la ce... În sfârșit s-a prins cineva. Păi, vai. Mister Originality, serios, al trupei da, simplu. Da, 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 mă. Băi. Trupe sau, nu? Păi eu da, așteptam bine. Să văd dacă se prinde cineva. Păi stai, mă, un pic. Bune? Serios. Da, mă, Mister Originality. Știi piesa Mister Originality? Istoria piesei este următoarea. Noi am făcut Mister Originality de mult, după care la Pro TV, de 1 decembrie, Loredana a făcut o variantă în românește, care era exact asta. Chiar dacă ești moldoveană, după care copilul ăsta a făcut varianta manea, care a avut foarte mare succes, noi am zis, da, foarte frumos. Nici o problemă. Și asta a fost. Asta deci e de istoria. La tine a plecat totul. Dar, jur, chiar știam melodia asta, dar nu m-am gândit, uite, vezi, cred că prima oară când muzica se merge întâmplă mai departe în toate formele ei, la fel cum tu ai dus-o mai departe în hard rock. Interesant. Vezi, asta e melodia. Ai 4 de dane, vedem în următoarea etapă. Mulțumesc. Mr. Originality. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.